În vara anului trecut, Dinamo București reușea un transfer despre care a scris în termeni laudativi toată presa. Îl aducea din Anglia pe Denis Politic, un fotbalist român de doar 23 de ani la acea vreme, care își făcuse junioratul la Manchester United. După ce a trecut din 2012 până în 2021 la echipe precum Bolton, Salford și Port Vale, Denis Politic a ajuns la Dinamo București sub comanda lui Ovidiu Burcă, antrenor care l-ar fi dorit insistent pentru că îi cunoștea calitățile excepționale. Timpul a trecut, Denis a impus ca o adevărată vedetă la formația din capital, iar cota lui s-a dublat. Când a semnat cu Dinamo, cota lui de piață era de 250.000 de euro, iar acum el valorează jumătate de milion de euro. Fotbalistul și-a arătat din nou calitățile în meciul de baraj pe care Dinamo l-a jucat pe Arena Națională pe 20 mai 2024 împotriva celor de la Csíkszereda. Echipa din capitală s-a impus cu scorul de 2-0, ambele goluri fiind marcate de Denis. Prezent în tribunele Arenei Naționale la meciul excepțional făcut de Denis a fost și Diana, superba lui soție. Aceasta a postat la story pe Instagram un filmuleț pe care l-a făcut în momentul în care echipele intrau pe teren. Urmărită de peste 2000 de persoane pe Instagram, Diana Politic are mai multe postări în care apare alături de fotbalistul de la Dinamo, dar și alte fotografii și filmulețe din diferite vacanțe.